Not at all. Până patru păsări bine antrenate. Punctajul care l-au dat cei doi arbitri este foarte asemănător. Kaiser a dat 89, 88, 87, 85 și eu am punctat 89, 88, 86, 86, deci o diferență de practic de un punct la o colivie. Punctajul deci este foarte apropiat. Avem o colecție care este bine antrenată. Se vede că este vorba de un crescător care a făcut antrenamentul destul de bine pentru ca păsările să poată să-și aducă cântecul. Are un cunor mai deosebit. Da. Da, cred că ajunge, nu? A venit la noi pentru că îi plăcea pasiunea noastră. Și-a dat seama că noi facem acest lucru mai mult din pasiune decât pentru altceva. Acea promisiune de anul trecut s-a transformat în realitate. Astăzi aflăm într-o foarte frumoasă primărie și dânșii ne onorează și cu prezența la această festivitate și pe această cale vreau în numele vostru a tuturor să mulțumesc unui primar și primăriei orașului pentru sprijinul acordat, pentru faptul că, într-adevăr, au fost efectiv alături de noi. Le mulțumim, le dorim multă sănătate și putere de muncă în activitatea dumneavoastră în continuare și să dea Domnul să ne mai ajutați și altă dată, dacă se poate. La anul, pe care am. Deci, mulțumim domnului primar și primarie. Drămuite de așa fel încât să putem susține cât de cât să selectăm să avem mai de bun gust, mai valoros din ceea ce se produce. Trebuie să înțelegeți pe totodată că noi suntem onorați că dumneavoastră sunteți aici, acceptați an de an ca acest eveniment să se finalizeze practic. Vă asigur că și pe viitor primăria cu posibilitățile ei vă va susține și vă va ajuta ca efortul dumneavoastră financiar să fie mai suportat.
dincolo de asta, vă mulțumesc că sunteți aici, vă mulțumesc pentru rezultatele dumneavoastră. Aș fi vrut să fiu și la concursul Vărbuziș, am văzut, am fost impresionat, dar anumite obligații administrative m-au reținut, am avut și ca să nu credeți că vorba, am avut și la Sibiu și mâine să plece, ministrul secretar de stat Ionel Pășaliu, care se trage din zonă, atunci Iusul și Doamna Preșaliu și care, într-o serie de demersuri pe care noi le-am făcut pe linia noastră de Ustrativă, Iusul a fost parte din echipa domnului ministru Cosmin, care deci fiind membru al Ministerului Muzicării, Ministerul Administrației Publice, a putut să ne susțină și să ne ajute în multe demersuri. Așadar, a fost o opțiune de a găsi cu cale ca să meargă cât de cât doar. Cred că dumneavoastră v-ați simțit din anul, cred că lucrurile au venit cu mine. De altfel, știu că l-ați avut și pe domnul Vice că nu ați întâlnit dumneavoastră la un moment dat. Primărie și Consiliu a fost reprezentat. Eu sunt mândru că sunt de urmă și de o sigură de urmă. Vă mulțumesc! Dumneavoastră, tot să vin dumneavoastră la canal, reveniți canalii la dumneavoastră. Deci atât. La Santa. Este colegia campionului? Nu, fac ca neocrățile așa premierul, ex-premier bulgar, care în timpul speech-ului